Domnule Urluescu, aveți cuvântul. Bună dimineața! Mulțumesc Energinomics pentru invitație la această conferință și pentru onoarea pe care mi-o faceți de a deschide conferința de astăzi. O să prezint o privire generală de asupra pieței și după aia câteva cuvinte despre legea compensării și viziunea furnizorilor despre viitor. Începem cu câteva cuvinte despre noi. Asociația Furnizorilor de Energie Electrică este o asociație profesională independentă fondată în 2006. S-a avut de la început și sperăm că este vocea furnizorilor de energie din România, cu obiectiv definirea și susținerea unei poziții comune a membrilor pentru modernizarea și eficientizarea mecanismelor pieței. În domeniul energiei electrice suntem activ din 2006, avem 35 de membri, portofoliul de clienți, circa 90% din consumul național de energie electrică. Pe gaze naturale am început de anul trecut, deja avem 13 membri și portofoliul lor de clienți acoperă peste 65% din consumul național de gaze naturale. Evoluția prețurilor din piața de energie electrică. Aveți aici o mică comparație între prețurile de anul ăsta, anul trecut și acum 2 ani. Am făcut comparație și cu 2019, fiindcă 2020 a fost un an atipic din cauza pandemiei. Vedeți, în tabel avem cotațiile benzii pentru anul următor. De obicei, această cotație este luată ca referință când să fac ofertele către consumatori, mai ales către consumatori industriali. Dacă în Germania, de exemplu, acum 2 ani aveam 48 de euro, acum, ieri, de exemplu, cotația pentru anul 2022 a fost 118 euro. În România, dacă în 2019, pentru anul 2020, cotațiile erau în jur de 300 de lei, ieri, cotația pentru anul viitor, 650 de lei. Aici, ca exemplu, și mă rog să trageți dumneavoastră concluziile influenței asupra prețurilor, am introdus și cotația certificatului de carbon și cotația petrolului, care se vede certificatul a crescut de cam 3 ori, o ori jumătate, și petrolul față de anul trecut de 2 ori jumătate. Evoluția prețului spot al energiei electrice în principalele piețe din Europa. De la începutul anului puteți vedea că față de 2019, în România, prețul spot, deci prețul pieței pentru ziua următoare, al OPCOM, a crescut cu 50%. Evoluția prețului forward al energiei electrice în principalele piețe din Europa. Avem un grafic pentru a compara evoluția România, Germania, Ungaria. Și cu roșu puteți vedea evoluția prețurilor certificatului de carbon. Mă rog, asta a fost până în septembrie. Astăzi, în România, este undeva la 128 de euro. Nu intru foarte mult în amănunte, fiindcă o să trimit prezentarea, care presupun că o să o share-uiți dumneavoastră. Un grafic interesant, prețul anului viitor, livrările în decursul anului 2022, produse forward, tranzacționate în Germania și în partea de sus și în partea de jos este cotația certificatului de carbon. Puteți observa aici, nu știu dacă se vede mouse-ul meu, în jur de 11 octombrie a fost un preț, o creștere foarte mare de preț, acum s-au mai stabilizat, sunt undeva în jur de 116 euro pe megawatt-oră. O situație de la Transelectrica de ieri după amiază, cu starea sistemului, consum de 7700 de MW, un sold de import de 1700 de MW. După cum cred că știe toată lumea, în ultima perioadă suntem net importatori. Evoluția prețurilor din piața de gaze naturale, comparație 2020-2021, pe TTF în Olanda creșterea a fost de 3,5 ori, în România 2,8 ori în august. Astăzi suntem mult mai sus. De exemplu, cotația pentru iarna următoare ieri a fost de 410 lei. Piața forward, trimestrul 1 2022, deci livrarea de gaze naturale la îngro
în trimestru, în decursul trimestrului anul viitor. Puteți vedea un trend, s-a plecat la, de la 220 în august, cu un vârf de 715 pe 6 octombrie, după aia o cădere, vedeți, de la 700 am ajuns la 450, am mai încercat o mică creștere și după care s-a stabilizat undeva în jur de 400. Ieri 410 s-a tranzacționat. În Oranda, evoluția prețului forward trimestru 1 al gazelor naturale la TTF se vede o creștere de la începutul anului, a fost undeva în jur de 20 de euro pe megawattoră. Avem un vârf la în jur de 6-7 octombrie, dau puțin înapoi, odată, cam în aceeași perioadă când a fost și la noi vârful acesta, unde ajunsese la 160 de euro. Și acum s-a stabilizat undeva în jur de 70-75 de euro pe megawattoră. Situația depozitelor de magazinare în România, actualmente aproximativ 73% din capacitatea de magazinare este utilizată. Ca interconectori, după cum vedeți tot așa de ieri, luat din, după site-ul Transgaz, suntem importatori din Bulgaria și facem ceva tranzit Bulgaria spre Ungaria. Un slide interesant, deși nu are legătură cu furnizarea de energie electrică și gaze naturale în România, este ce s-a întâmplat, ce se întâmplă în piața cărbune din Rotterdam. Este o cădere foarte interesantă la începutul octombrie. Aici pot să vă aduc aminte câteva slide-uri mai devreme, când exact în această perioadă a fost și un vârf pe parte de gaze naturale, la prețului de gaze naturale, și la fel o cădere. Aici, pe cărbune, în perioada aceasta a fost declarația Chinei cum că nu mai finanțează proiectele de cărbune. Știți că în toată lumea s-a evitat finanțarea cărbunelui de mult timp, doar chinezii continuau finanțarea acestor proiecte până în octombrie anul ăsta, când au făcut o schimbare de strategie. Câteva cuvinte despre evoluția ofertei la consumatorul casnic. Oferta de furnizare energie electrică la casnic fără abonament, prețul energiei electrice, dacă în septembrie 2019 a fost 295, avem în septembrie anul acesta 392, o creștere mare în octombrie la 513 și acum s-a stabilizat în jur de 463. Sunt oferte după comparatorul de oferte pe site-ul ANR. Observați, creșterea pe energie electrică este tot așa în jur de 50, sub 50%. Cum arată o factură de energie electrică? Cu acest 463, energia electrică este 53, reprezintă 53% din factură, restul sunt tarife, taxe, scheme suport și așa mai departe. O parte de gaze naturale, dacă în septembrie 2019 vorbeam de 76 de lei pe megawattoră, anul trecut a fost o scădere a ofertei către consumatorul casnic la 65. Acum avem o ofertă luna aceasta de 315, deci de 5 ori mai mare decât anul trecut. Cumpărat o factură la consumatorul casnic, 74% din factură este gazul natural, restul sunt tarife, taxe și așa mai departe. Câteva cuvinte despre impactul legii compensării, faimoasă G118. Impactul la consumatorul casnic. Sunt două mari. Legea are două mari. Are plafonarea prețului către consumatorul casnic, plafonarea la un leu pe kilowattoră cu toate taxele incluse. Asta înseamnă energia undeva la 0,525 lei pe kilowattoră. Și tot pentru consumatorul casnic, a doua componentă este compensarea, care compensarea
energie electrice cu 0,291 lei pe kilowattoră în condițiile în care consumul casnic este peste 1 kilowattoră pe zi și nu mai mare de 330 de kilowattoră pe lună. Și iarăși în condiția în care prețul total al energiei nu se reduce sub 0,68 lei pe kilowattoră. Care este efectul în factură? La un consum de 100 de kilowattoră pe lună, mă scuzați, așa în anul ăsta, deci cu prețurile de anul trecut, factura era undeva la 68 de lei, cu prețurile de anul viitor, așteptăm factura să ajungă la 88 de lei, adică teoretic s-ar plăti mai mult cu 19 lei. Aplicând schema de compensare, toată această diferență este compensată. Vă uitați aici, un leu diferență din cauza virgulei. Respectiv, de mâine factura va veni tot la 68 de lei, adică exact prețul de anul trecut. Dacă se depășesc acei 330 de kWh pe lună, vedem că e o creștere a facturii cu 28%. Pe partea de gaze naturale, la fel să prevăd două componente, plafonarea la 0,37 lei pe kWh, toate taxele incluse, adică 250 de lei pe megawatt gazul, și o compensare de 33% din prețul gazului în condițiile în care consumul nu este sub 7 kWh pe zi și nu este peste o limită lunară care o aveți aici în tabel și nu se reduce prețul sub 125 de lei pe megawattoră, toate taxele incluse. Care este efectul în factura consumatorului final? Pentru un consum de 1000 de kWh pe lună, dacă anul acesta să plătea 120 de lei, pentru anul viitor va fi undeva la 424 factura și după schema de compensare se plătește 320 de lei, adică o creștere la 266% din față de anul trecut. Cei peste 3500 de megawattoră pe lună, care nu beneficiază de compensare, au o creștere de 3 ori jumătate a facturii față de anul trecut. Pentru alți consumatori care sunt văzuți în această lege, este vorba de IMM-uri, centre medicale individuale, profesii liberale, micro-întreprinderi, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale. Toate acestea sunt exceptate de la plata tarifelor reglementate, schemă, suport și acciză. Efectul înseamnă o compensare între 0,06 și 0,26 lei pe kilowattoră. De ce e această plajă? În funcție de cum sunt conectați. Dacă e conectat la joasă tensiune, la medie sau la înaltă tensiune. Iarăși, asta este o exceptare și pentru spitale, școli, ONG, unități de cult și furnizori de servicii sociale este prevăzută o plafonare la 1 leu pe kilowattoră, toate taxele incluse, asta înseamnă energie electrică la 525 de lei pe megawattoră. La gaze naturale, pentru prima categorie, la fel se face o exceptare de la plata tarifelor reglementare, care asta înseamnă ca efect o compensare de 0,044 lei pe kilowattoră și pentru a doua categorie se face o plafonare la 0,37 lei pe kilowattoră taxe impuse, asta înseamnă 0,25 pe kilowattoră de gaz. Cum vedem noi provocările schemei? Provocarea cea mai mare, deși schema a intrat în vigoare de la 1 noiembrie, este lipsa normelor de aplicare, care acestea sunt așteptate după 15 noiembrie. Schema o considerăm destul de complicată, cu multe mențiuni neclare. Dau de exemplu ce se întâmplă în cazul în care un consumator schimbă furnizorul, ce se întâmplă dacă la citirea controlului, când se fac regularizări și multe alte mențiuni neclare. Costuri mari operaționale și financiare de implementare a schemei, dificultățile de implementare a schimbului de date între furnizori și autorități, mai ales în cazul consumatorului vulnerabil, unde UAT-urile trebuie să transmită niște liste de consumatori vulnerabili către furnizori. Și o îngrijorare a noastră este de contarea incertă. Și aici suntem, estimăm că există posibilitatea apariției de întârzieri la plată pe tot lanțul producție
furnizare energie electrică. Da. Adaptarea furnizorilor de energie pentru viitor. Cum vedem noi, clientul viitorului este un client eco-friendly, un client puternic electrificat, inclusiv transport și încălzire și eventual prosumer. Au început deja să apară astfel de clienți, dar deocamdată la un nivel redus. Ce face furnizorul? Are, ce prestează câteva servicii, serviciile clasice, cum sunt furnizarea energie electrică, furnizarea gază naturală și servicii financiare pentru terți, respectiv colectarea, tarife, taxe, scheme, suport și așa mai departe. Servicii conexe, care deja au început să fie implementate la unii furnizori, ca de exemplu serviciile tehnice, achiziționare de produse electrocasnice, servicii financiare pentru clienți. Și așteptăm în dezvoltare, suntem pregătiți să dezvoltăm alte servicii, ca de exemplu Virtual Power Plant, Demand Response, Project Management.